Sportul cu motor se întoarce acasă, sâmbătă 31 iulie și duminică 1 august, pe circuitul de rallycross de pe platoul Grui, spre intrarea în Comuna Bughea de Jos, se va desfășura etapa cu numărul 5 a Campionatului Național de Rallycross. În organizarea RB Racing, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, competiția va reuni la start 10 de împătimiți ai sporturilor cu motor. Campionii antitră, piloții de la RB Racing, sunt determinați să dea tot ce au mai bun pentru a-și apăra supremația în fața propriilor suporteri. Organizatorii pregătesc un moment special, ceea ce poate fi considerat arc peste timp, aducând în fața tinerilor piloți mușceleni și nu numai pe fostele glorii mușcelene ale acestui sport. Piloții care au scris istoria acestui gen de întreceri sportive în orașul de la Poalele Mateiașului. Foștii piloți vor fi prezentați în cadrul oficial publicului și concurenților și vor primi distinții în semn de apreciere a întregilor activități. Sâmbătă, în prima zi de concurs, competiția se va desfășura între orele 10 și 15, iar duminică, în ziua finalelor, primul start se va da la ora 11. Festivitatea de premiere se preconizează a se desfășura în jurul orei 15.